Primăria Pervomaisc, Primăria Orașul Căinari, Primăria Chircăieștii Noi, Primăria Ciuflești, Primăria Baimaclia, Primăria Cârnățenii Noi, Primăria Cușcălia, Primăria Sălcuța. 8 primării care avem și Primăria Taraclia, Ruta Taraclia Chișinău, circulul prin Sălcuța, Căinari, Chișinău. Peste 12 primari au trebuit să se reunească în 2020 la Căușeni pentru a depune câteva demersuri la guvern cu solicitarea de a reabilita drumul G118 cu lungime de peste 10 km care leagă centrul raional de orașul Căinari. În 2023, cererea a fost auzită și chiar alocați 17 milioane de lei pentru reconstrucția peste 3,7 km de drum din zona gării feroviare de la Căinari, care nu a avut asfalt niciodată. Proiectul este aproape finalizat, urmează să fie turnat ultimul strat de asfalt. Acest drum regional G118 solicităm de foarte mult timp. Peste 60 de ani de când așteptăm ca acest drum să fie reparat. În 2016, locuitorii Căii Ferate Căinari, care locuiesc în perimetrul drumului, au solicitat, au scris o scrisoare către primărie, solicităm ca Guvernul Republicii Moldova să ne audă și să rezolvăm această întrebare, că acolo era imposibil de răsuflat. În 2019, la o întrunire în Consiliul Raional Căușeni, ne-am adunat 8 primari din 8 primării și am solicitat iarăși o scrisoare că acces la acest drum sunt 8 primării, 12 localități. Și am adresat-o iarăși către Guvernul Republicii Moldova, către Cancelarea de Stat, către Ministerul de Resor, către Administrația de Stat a drumului. Răspunsul că la anul viitor va fi elaborat proiectul tehnic și devizul de cheltuieli. A fost semnat contractul cu antreprenorul în urma licitației petrecute de întreprindere de stat, administrația de stat a drumurilor. 23. Și s-a început lucrările. Lucrările demarează pe o porțiune de 3,7 km. La întrunirea cu domnul prim-ministru pe 1 februarie 2024, am solicitat să prelungim reparația acestui drum. Ne-au mai rămas 7,5 km, Cârnățenii Noi, Sălcuța Veche. Întrebarea a fost luată la control, am primit răspunsul că la anul, în 2025, va fi inclus pentru proiectare și respectiv vor fi executate lucrările. Locuitorii orașului Căinari spun că drumul spre Căușeni a fost din totdeauna deteriorat, iar până ajung la prima localitate asfaltată, sunt nevoiți să parcurgă peste 10 km de drum. Ei se arată bucuroși de lucrări, dar speră că acestea să fie definitivate, iar asfalt să apară pe toată porțiunea. Am cam la 58 de ani, de mic copil noi traversam traseul ăsta la Căușani și e că ne-au auzit parcă cineva, dar totuși îi doriți să fie mai departe. Că iată merge iată să facem drumul de la Sălcuța la Taraclie și mă merg camioanele mari, îl distrug din nou. Iată noi facem un drum, dar distrugem pe altul. Și vedeți singuri că asta, că vrem să facem mai bine, dar se primește mai rău. Și iată doar de singur ați venit și ați văzut că el încă nu s-a terminat de făcut, de el îl reparăm. Și mă rog, să știți că așa, dar e foarte important pentru ea că noi care trăim aici, bă, că la centrul raion să plecăm, noi, dar nu știu cum să spun, ca să fie mai bine asta, i-ar dori și încă mai departe să fie asta drumul. Era foarte mare colb, pe urmă a mai fost petriș, din timpuri era drum cam așa, pe urmă a fost petriș, apoi până la urmă tot petriș, să mai spăla, să mai... În timpul de față ne place, e foarte bun. Vă reamintim că drumul G118 aparține administrației de stat a drumurilor.